Da. Leo Toader, ești unul dintre cei mai longevi portari din istoria Rapidului. Cum poți să ne explici această longevitate a ta? Întâmplarea a fost că eu, fiind și rapidist de mic copil, prin rudele mele, părinții mei rapidiști, și întâmplarea a fost să ajung la Rapid, pentru mine a însemnat, a fost un lucru extraordinar. Pe timpurile acelea nu puteai să pleci la alte echipe, erai pe viață la un club, mai ales că am ajuns la clubul în care mi-am și dorit. Pentru mine a fost ca și casa mea și niciodată nu mi-a fost gândul să plec de la această echipă. Până în momentul când vrei, nu vrei, ajungi la o vârstă și a trebuit să mă despart, dar cu greu, de familia Rapid. O lungă perioadă de la venirea la Rapid ai fost rezerva lui Manu, după care ai luat locul, iar după retragere ați rămas foarte buni prieteni. Da, cu Nelu Manu chiar de la început am avut, să zic, concurență. Am avut și șansă, a plecat chiar în 1984 când am venit la Rapid, a plecat la Timișoara și am avut șansa să joc. Victor Stănculescu a avut mare încredere în mine și m-a băgat și am debutat la Craiova, un meci cu 1-1, unde se știa am egalat în minutul 90-91. A revenit Manu la Rapid și am avut într-adevăr o luptă cu el, dar numai pe teren. În afara terenului am fost și suntem foarte buni prieteni, am avut perioade când împărțeam și primele, indiferent cine juca, noi împărțeam primele. Mă lua la el acasă la început când am venit, m-a luat acasă, îmi dădea să mănânc până m-am acomodat cu echipa. Relația mea cu el a fost, nu știu, ca doi frați am fost. Din punctul tău de vedere, care este cel mai bun portar din istoria Rapidului? Mi-e foarte greu să spun. Asta e o întrebare care am avut, începând de la, nu știu, Dungu, Rică Răducanu, renumit, și a rămas până la urmă, cred că, cel mai exponențial prin modul lui de a fi. După aia o luăm mai spre zilele noastre, cu, mă gândesc la un Lobonț, un Dani Coman, adică, da, cel mai exponențial rămâne Rică Răducanu, care mi-a fost și antrenor și a fost așa un om deosebit și un portar mai special, să zic. Cel mai bun meci din cariera ta? Cel mai bun meci din cariera mea, nu știu, cred că nu pot să spun un anume, dar le țin minte când am debutat la Craiova 1-1, când am bătut Steaua în semifinala Cupei României, am bătut 4-1 pe Lia Manoliu. Nu pot să spun că am avut chiar un meci extraordinar așa. În rest, am fost un portar constant, zic, n-am excelat, dar mi-a plăcut să am o constanță, pentru că această constanță te și ține în joc, în echipă. Ce părere ai despre Rapidul de azi? Rapidul de astăzi, m-am uitat, sunt foarte mulți tineri care dorici de afirmare, care au o misiune foarte grea, pentru că presiunea publicului care a fost și va fi de aici încolo, eu zic că trebuia răbdare cu acești copii, să se formeze o echipă puternică. Cred că mai e nevoie și de niște jucători cu experiență de Liga 1, pentru că ai nevoie de oameni care să-ți lege echipa și să ajute prin experiența lor echipa. O să dau un exemplu. Când am plecat de la Rapid la Giu și s-a promovat, am fost vreo 5-6 jucători cu experiență de Liga 1 și am reușit să promovăm cu Giu. Mă gândesc că și acum sunt jucători care, dacă ar fi aduși, ar fi un plus. Dar cu elanul pe care l-au acești copii, mă gândesc că vor face lucruri frumoase. Ca fost portar, cum îl caracterizezi pe Drăghia? Drăghia, din câte îl știu eu, tot așa, a fost un portar constant. N-a excelat nici în lucruri extraordinare, nici în greșeli de-astea
să zic, copilărești. A fost constant la toate echipele, a fost și la Juventus, a jucat meci de meci aproape, a ajutat echipa să promoveze aici la Rapid. E un băiat care e un tip serios, îl văd muncitor, cred că dă o siguranță acolo în spate. Cum crezi că pot fi atrași în acest an 2019 copiii să vină să le facă fotbal la Rapid? În primul rând le trebuie adusă la cunoștință istoria acestui club. Trebuie transmis spiritul acestui club. Înainte veneau cei din cartier aici și aveau exemple în față copiii. Sper ca în continuare cei de la copiii de la centru să vină la toate meciurile, să-și aleagă idolii, pentru că numai așa poți să vii, să iubești echipa la care ești. Deci un junior trebuie să aibă întotdeauna un exemplu de la echipa mare. Eu cred că numai așa îi atrage. Și având valori la echipa mare, automat și copiii își aleg câte un idol și vor veni. Vor veni cu siguranță. Și în final, un mesaj pentru suporterii Rapidului? Vreau să fie uniți, să fie uniți și la bine și la rău, să nu mai trecem prin momente dificile cum au fost acum câțiva ani, când erau împărțiți în nu știu câte grupări. Rapidul e unul singur și galeria trebuie să fie una singură. Așa că fiți uniți, fraților, pentru această echipă. Mulțumim!